Astăzi vorbim despre o afecțiune frecventă care pare simplă, dar care poate să pună viața în pericol, și anume boala de reflux gastroesofagean. Pentru a înțelege această patologie, trebuie să vorbim despre două organe foarte importante. Despre esofag și despre stomac. Esofagul, vreau să vi-l imaginați ca un tub muscular care este gol pe interior și care face legătura dintre faringe și stomac. Și acest esofag are două sfinctere, sau să le zic două valve, adică care se deschid și care se închid. În momentul în care noi înghițim bolul alimentar, sfincterul esofagean superior se deschide, da? Pentru ca să lasă să intre bolul în esofag. Esofagul preia bolul alimentar, îl conduce spre stomac, dar înaintea stomacului apare sfincterul esofagean inferior. Și atunci și acest sfincter se deschide reflex. Și astfel bolul alimentar ajunge din cavitatea bucală în stomac. În stomac se află acel suc gastric, despre care tot auzim. Acel suc gastric este acid, este irritant, pentru că este format în mare parte din acid clorhidric, este și pepsină acolo și noi nu ne dorim ca acel suc gastric să reflueze în esofag. Și atunci dorim ca sfincterul acela esofagean inferior, în momentul când bolul a trecut prin el și a ajuns în stomac, el să se închidă. Acum nu vă imaginați că se închide ca și când trântești ușa la casă. Există momente de-a lungul zilei când sfincterul esofagean inferior se relaxează fiziologic și atunci o foarte mică parte din sucul gastric trece în esofag. Dar în acel moment, mecanismele atât de complexe ale corpului nostru vor încerca să contracareze. Corpul nostru este genial. Deci în momentul când esofagul va simți puțin acid, că îi lezează mucoasa, el va încerca să propulseze din nou acel acid înapoi în stomac. Apoi, saliva pe care noi o înghițim are proprietăți alcalinizante și aceasta va neutraliza puțin mediul. Și apoi, să nu uităm de epiteliul esofagean, care conține aproximativ 30 de straturi de celule care încearcă să protejeze esofagul. Însă ce e prea mult, e prea mult. Adică dacă într-un mod constant, frecvent, apar aceste refluxuri, atunci vorbim deja de ceva patologic. Deci nu mai e fiziologic. Deci e boală. Și există o grămadă de cauze care pot să determine acest reflux gastroesofagean. Una dintre ele ar fi distensia gastrică. Adică atunci când mâncăm bine. Vă mai aduceți aminte nunțile înainte de pandemie? Mergeam la nunți, mâncam bine, ne simteam bine, veneam acasă, ne întindeam în pat, clinostatism, în poziția aceea, numai bine, pentru ca să apară refluxul gastroesofagean. O altă cauză ar fi o modificare a anatomică a joncțiunii esofagogastrice. Sună complicat, nu e complicat, dar nici nu merită să intru în foarte multe detalii. Ideea e că stomacul nu întotdeauna rămâne în poziția lui anatomică, da? Și ne putem trezi la un moment dat cu un stomac prin torace. Și atunci e clar că apare și un reflux de ăsta gastroesofagean. O altă cauză ar fi un sfincter esofagean inferior care este hipotensor. Adică sfincterul esofagean nu are putere să contracte. Deci nu se mai poate contracta. Și există unii hormoni care sunt implicați în a face acest sfincter hipotensor sau a-l împiedica să se contracte. Unii dintre ei se numesc secretină, colecistochinină, progesteron, estrogen. Detalii. Sunt poate cam multe detalii. Există și medicamente, diazepamul, aspirina, care au un efect hipotensor asupra sfincterului esofagean inferior, cofeina și fumatul, alcoolul, toate acestea au un efect hipotensor asupra sfincterului esofagean inferior. Dar ce simte pacientul care suferă de această boală? Există două simptome specifice. Pirozisul și regurgitarea. Pirozisul este acea senzație de arsură retrosternală, adică în spatele sterului, care iradiază chiar spre gât. Dar care sunt complicațiile acestei boli? Gândiți-vă, sucul gastric ajunge la nivelul mucoasei esofagiene. Este acid. va arde. E clar că va produce acolo o inflamație, da? Va produce o esofagită, așa se cheamă. Tot ce se termină cu ită în medicină se referă la inflamație. Apendicită, colecistită, cum vreți voi să-i spuneți. Dacă această inflamație persistă, e clar că pot să apară sângerări, pot să apară ulcerații, da? Și Norman Barrett, în 1950, a vorbit de încă o complicație a acestei boli de reflux. A observat el că anumite celule se modifică, apare acea metaplazie epitelială la nivelul esofagului. Și el a spus că această modificare, de fapt, este o modificare precanceroasă. Nu este cancer, nu vorbim de un adenocarcinom esofagian, ci vorbim de o modificare precanceroasă, care trebuie depistată, care trebuie supravegheată și intervenit atunci când se impune. Întrebarea este cum putem să identificăm aceste leziuni la nivelul mucoasei esofagului. Cea mai bună metodă de diagnostic este endoscopia digestivă superioară. Este realizată de către un medic gastroenterolog. Endoscopul este un tub flexibil care se introduce în cavitatea bucală, ajunge în esofag, are în capăt o cameră și o lumină și există un monitor. Și medicul gastroenterolog poate să vadă exact leziunea, iar dacă se impune, poate să ia chiar biopsie din locul suspect. O altă metodă este pH-metria, așa se cheamă. Se introduce un cateter transnazal care ajunge la nivelul esofagului și acolo se identifică pH-ul. Și mai sunt și alte metode, manometria și altele. Dar care este tratamentul? În general, medicii își îndeamnă pacienții să adopte un stil de viață sănătos, să renunțe la fumat, să renunțe la alcool, să scadă în greutate. Ca tratament medicamentos au dat rezultate foarte bune inhibitorii de pompă de protoni, pentru că ei reduc aciditatea gastrică. S-au mai încercat și alte medicamente care să ajute la contracția sfincterului esofagian inferior, care să ajute la evacuarea conținutului gastric. Ca intervenție se practică fundoplicatura laparoscopică, adică partea proximală a stomacului se înfășoară în jurul esofagului distal. Medicul gastroenterolog va pune în balanță riscurile și beneficiile, deoarece există destul de multe riscuri. Vă doresc multă sănătate și ne revedem miercuri!